În caz că vă uitați la picioarele astea și vi se pare că sunt foarte lucioase, ei bine, aia e vopsea, frate. Salut, șacalilor, ce faceți? Azi ne uităm la o serie de poze care în engleză se numesc Once you see it, you can't unsee it. Adică odată ce vezi un lucru din imagine, îl vezi doar pe ăla și ignori totul și se schimbă complet imaginea. Frumoșii mei, vreau să vă spun, când vedeți voi episodul ăsta, eu deja o să fac live pe canalul secundar. Aveți un link în descriere să vă abonați la Sniculeț. Mulți știți că eu mai făceam live cu Omega cu de-asta, dar am decis să-l transform într-un canal de-asta de gaming. Și cu mulți mi-aș cerut Minecraft acolo să fac live-uri cu Minecraft, nu mai facem episoade, fac live-uri ca să pot să vorbesc cu voi. Aveți un link în descriere, subscribe la Sniculeț. Sigur sunteți câțiva dintre voi care știți ciocolata asta Toblerone, frate. Era pe vremea, adică când eram eu mai mic, cred că mai e și acum. Mi-a luat 19 ani din viață să observ că de fapt în muntele ăla, dacă vă uitați atent, e de fapt un urs care stă așa. Acum îmi amintesc, bă, când îmi cumpăram și aveam de alea așa, sunt ciocolatele alea care erau așa în triunghi prin casă. Bă, nu, mie nu mi-au plăcut deloc, că erau efectiv foarte tari și aveau prea multă ciocolată, bă, și dădeam în diabe direct. Mă rog, și n-am băgat niciodată de seamă, frate, că efectiv pe partea asta de coastă de munte așa unde e mai luminoasă, de fapt e un urs, frate. Că acum și un poza asta, adică sunt prost rău, să mă bată mama. De asta zic că once you see it, you can't unsee it. Acum, probabil cei dintre voi care nu știați asta și acum v-am zis de urs, acum vedeți doar ursul, adică vedeți doar ăla, știi? Descrierea la poza asta, ci că îi stăteam cu câinele meu și am observat că fruntea lui e efectiv emblema de la Batman, frate, și chiar e emblema de la Batman. Jur, când am deschis poza fără citesc descrierea, n-am văzut, dar acum că o zis, frate, descrierea chiar se vede aici, fruntea așa frumos și vin aripile alea așa de Lilian. Tu-ți dai seama, bă, ce pug norocos să fii, să ai, să când te încrunți așa, olea, cum ar fi, bă, când mă încrunci eu așa, aici se fac așa, știi, genul step de-a lui Batman. Ia când pun eu acum, ia uite Batman acolo. Bă, să mor eu, bă, cum e pugul ăsta așa inocent, bă, și are, zici că chiar e tatuat acolo, bă, zici că nu-s Riddler, bă. Clar, acum nici nu pot să mă uit la câinele ăsta fără să nu mă uit la semnul ăla cu Batman. Mamă, deci cred că poza asta trebuia să intre în episodul ăla de l-am pus eu cu părți ciudate ale corpului, știi? Zice aici, ci că fratele mi-a obținut un deget de la mama și de la tata, adică, uite-l alea că, frate, ăla stâng seamănă cu alu măsa și ăla drept cu alu taxu, bă. Bă, what the fa, bă, care-i șansele, bă, și acum, bă, poate înainte când ai văzut poza pentru prima oară, nu băgai așa tare de seamă, știi că era acolo, că-s două degete diferite, bă, dar acum le văd, bă, deci le văd așa în continuu. Îți dai seama ce bucuroși aș fi să am un deget așa și așa urmai scurt să rămai lung. Dai seama, bă, că în corpul copilului ăsta s-a dezvoltat o mână mai așa și unul mai așa, că e super ciudat. Eu am înțeles că ți-am zis că ai ochi frumoși, că semeni cu măta, dar nu mă așteptam să ai un ochi de-a lui măta și unul de-a lui tată, dar cum ar veni, știi ce zic? În caz că vă uitați la picioarele astea și vi se pare că sunt foarte lucioase, e bine, ai vopsea, frate, nici măcar nu lucesc, uite-te atent, bă. Bă, și prost, chiar păreau așa ca niște razi de lumină cum am eu aici, bă, și acum efectiv văd, efectiv vopsea, frate, numai trebuia să zică cineva. Și că dacă vă uitați atent la trapezul culturistului ăstuia, și că vedeți cum efectiv un om micus și super slab s-ar fi cățărat așa pe mușchii lui și că ea din față nu-s mușchii lui. Eu am înțeles ce-o zis descrierea asta, nu știu dacă ați înțeles și acum văd doar chestia aia, cred că o să vă fac BUM și pe voi să înțelegeți despre ce vorbesc, despre asta vorbesc. Bă, sincer, nu știu de voi, dar acum mi se pare super, super ciudat, adică e complet greșit, frate. Nu că e greșit, mi se pare scârbos, frate, să mă bată, vai de capul meu, doamne. Tu-ți dai seama că efectiv omul ăsta a muncit ani de zile să ajungă așa cum e și acum nici nu-l mai văd, bă, efectiv văd doar capul ăla care n-a nicio treabă cu corpul ăla. Vai de capul meu, bă. Cred că ați auzit despre Pope Marinaru, frate, ăla de mâncat spanac și avea dintai brațele de am început și eu să mănânc spanac din cauza lui. Și că cam așa ar trebui să-ți țină pipa, bă, uită-te o leacă, bă, doamne. Bă, acum are sens, bă, atâția ani în copilărie nu m-am întrebat, m-am gândit, dar nici nu m-am gândit, frate, că pipa aia stă acolo și că gura lui pe partea asta, dar normal, pipa aia ar trebui să stea în ce, frate? Uai de capul meu, acum că îi văd gaura aia în față, mă simt așa prost, parcă nici nu mai place spanacul, bă, să mor. Deci mi-a stricat asta, efectiv mi-a dat ani de copilărie peste cap, frate, să mor eu. Oamenii au creat de senul așa să mănânce mai spanac și au venit ăsta, frate, și de fapt nu, că pipa lui ar trebui să stea într-o gaură, că gura lui pe partea asta. Să-mi trăiască mie familia, dar acum să mor eu, chiar și când îl văd pe partea asta fără gaură, tot parcă vizualizez așa gaura, bă. Zice de sine aia, că ăsta e un om care aruncă la gunoi sau e un tip care s-a dat bătut din jonglat, frate, și-și aruncă alea așa, mingile alea. Dacă vă uitați atent, parcă și are capul așa un pic a plecat și își lasă așa mingile, frate. Parcă efectiv vizualizez așa povestea cum jongla manechinul ăsta și acum îl vezi așa cum își aruncă alea, că nu e ieșit, frate, să mă bată mama. Pe lângă că nu mai văd pe ăla care aruncă la gunoi și că văd un jongler care nu mai jonglează, efectiv mă gândesc cum stai tu așa, nici nu știu ce-o fi aia la mobil, efectiv stai așa în clasă, bă, și te plictisești, uiți așa atent într-un colț și efectiv vezi așa zi la gunoi și zice, da, bă, dar parcă nu mai jonglează, nu mi-e.
Nu, bă, numai mie mi se pare, nu? Oameni cu mult timp liber și imaginație foarte bogată, da, ce să zic, acum să mor, îl văd și pe ăla plecat, așa să mor, nu e și jonglatul, bă, cât de aiurea, bă. La sfârșitul videoclipului să ziceți care e imaginea care v-a dat peste cap cel mai mult, eu citesc comentariile și dau inimă. Vă rog frumos să-mi spuneți și mie ce e asta, bă, și că prietenul meu arată ca un deget cu păr, frate, de la spate. Mamă, cât de greșit arată, zici că e briga cripto, regele ciupercă, să mă bată mama cum arată acolo cu părul ăla, acolo. Cu gurmul știu că ăla acolo, frate. Unde-i surechile, bă? Eu, da, bă, ziceți-mi, dacă mă întorc cu spatele. Nu, nu, că facem test. Dacă mă întorc așa cu spatele, nu știu, sau în poziția asta, mi se mai văd urechile, bine, o să văd și-o la edit. Dar nu-mi dau seama, adică ar trebui, bă, să mi se vadă urechile. Unde, unde, Doamne iartă-mi, surechile, bă, gen, dă-mi urechile înapoi. Man, și pe lângă toate astea, bă, cine Dumnezeu se tunde așa, bă, la what the fuck, man? Uite-o lea, că, bă, la mine se mai vede un pic de fade aici, dacă vezi aici cum pleacă un pic așa, dacă te uiți așa, bă, știi cum ar veni, dar la ăsta să mă bată, mamă, bă, la rasa așa în cap. Du-i, dragă, cu șurin, așa, du-i acolo, tată, cum l-a luat așa ceva? Aoleu, ai vrut fade, bă, aoleu, nu te-am făcut, lasă că-ți fac eu ceva mai bun. Știi cum e, statul frizerului, ține capul sus și zâmbește, știi cum? Zâmbește, mă, te-am puns, oricum e scârbos, așa ca să încheiem discuția, e scârbos, să vine să vomit, să mor eu, ajutor. Și că de ce emoji-ul cu mușchi seamănă efectiv cu un leneș, frate? Și dacă vă uitați atent, să mor eu dacă nu seamănă cu un leneș, bă. Nu, 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 caut acum leneș, că trebuie să arate așa cum ar veni, fix așa. Bă, ești prost, fix așa arată, să mă bată mama. E așa drăguț și leneșul ăsta, bă, dar să mor eu, tu-ți dai seama cum a făcut ăștia. De fapt nici nu înțeleg, bă, cum stă. Înseamnă că ăla e așa. Acum ar veni emoji-ul e așa și gaura asta de aici seamănă cu ochiul ăla așa de la leneș. Bă, să mor eu acum. Chiar privesc diferit emoji-ul când îl trimit, bă. Mamă, bă, tu-ți dai seama, bă, dar tu-ți dai seama când vorbești așa cu cineva, frate. Și dai așa un emoticon și la un moment dat și că îl trimiți, dacă trimiți unul se trimite mai mare. Bă, și trimiți tu emoticonul ăla și stai așa, aștept să-ți dea sin. Bă, și cât te uiți așa gen la... Bă, da. What the fuck, man? Ce seamănă ăsta cu un leneș? Acum încercați numai să vă uitați la emoticon, la primul emoticon, știi? Adică nu la ăsta cu close-up, uitați-vă la primul, că să mor eu tot pe ăla-l vedeți, bă, vedeți leneșul ăla? Jur că nu pot să mai văd degetele, bă, acum mi se pare super ciudat. Da, terminat, deci videoclipul ăsta o să-mi schimbe complet percepția despre viață, bă. Dacă o să mi se întâmple să mă întâlnesc cu vreo situație de a-mi văzut în imaginea asta, o să mă simt așa, bă, complet ciudat. Totodată te simți și superior că tu vezi așa niște chestii pe care ceilalți oameni ăștia de rând nu le văd, bă, dar tu că te-ai uitat la sneak. Le vezi, bă? Vedeți imaginea asta, da? Spuneți dacă mi se pare ceva ciudat la ea. Eu văd toată imaginea, dar vă pun pe prima. Nimic, e un om care trage așa cu pistolul și are pistolul gen așa, nu? Ca așa mi se pare, nu? Dar dacă analizați un pic, ia uitați cum se vede. Să mă bată mama, ia uite-l pe ăsta gri cum e animația asta. Zici că are gura așa lungă, că dacă te uiți un pic în paralel. Da, bă, să mor eu, arată parcă ar avea gura lungă. Și l-a făcut și pe ăsta, bă. Uite ce guroi are, să mă bată mama, bă. Când mă uit din nou la prima poză, acum nu pot să mai văd degetul ăla care stă așa pe pistol. Îi văd gura lui ăsta, bă, cât de aiurea, bă, să mor eu. Deci chiar dacă observi ceva, nu poți să-ți mai scoți din cap, că rămâne așa, în subconștient. Și tu te concentrezi să nu-l vezi, că ești maker, vrei să păcălești creierul. Dar ăla, chestia e micuță, asta din subconștient, vede, bă, că cunoaște. Oricum, chestia animală, bă, arată super ciudat, să mă bată mama. Și că cu el ăsta seamănă cu o țestoasă beată care vrea să se bată, bă. Însuși faptul că eu pus un burghiu de la mai jos nu mai sunt și parcă ține așa mâinile, așa, știi, gen țestoasa, gen așa, se uită țestoasa, hai de bate, tu bote, bate. Nu știu, dar eu găsesc cuierul ăsta foarte drăguț, bă, adică să mor eu, chiar seamănă cu o caracatiță. Am zis țestoasă înainte că nu mai am test. Stai că nu mai știu când am zis prima oară, am zis că țestoasă sau am zis caracatița asta vrea să se bată, că-s prost rău, că așa fac. Îmi amintesc acum că voi sunteți foarte atenți, eu nu știu, voi sunteți foarte atenți la videoclipurile mele. Am dat așa random comentarii, știi, le citeam, dădeam inimă și la un moment dat, frate, văd că zice cineva în comentariu că eu la videoclipul trecut am zis de dușul ăla că în loc, am zis că în loc îți dă apă, așa că îți dă lumină, frate. Eu n-am realizat nici când l-am editat, nici l-am postat, nici nimic, dar voi ați observat. Oricum știți că-s prost și că-mi cer scuze și că vă respect din toată inima că sunteți atenți și mă corectați în comentarii. Că eu, deci mai acum rapid dinainte, frate, că eu când editez nu-mi amintesc când am zis chestiile astea, frate, deci vă jur. Și la mine se întâmplă să editez videoclipul cam imediat după ce îl termin de filmat, știi, ca să fiu pregătit să-l pun acolo pe programat, dar și nu realizez. Gen, când Dumnezeu am zis asta, frate? Și că dacă vă uitați atent la copacii ăsta din jocul ăsta video, efectiv noi vedeți ca pe niște copaci, îi vedeți ca pe niște mini monstruleți care stau așa, gen încordați. Și uitați-vă super atent, că eu numai asta văd, să mă bată mama, să intre mama acum în să că e plecată, să-mi dea una în cap dacă nu mai văd așa. Acum că stau și mă uit, gen dacă mă uit așa mai de jos în sus, pare că e copac, dar dacă mă uit de sus în jos,
efectiv pare că e un monstru cu mușchi, să mor. Eu nu știu când ai timp să joci așa un joc și într-o secvență zici: "A, copacii ăștia seamănă cu un monstru, am văzut eu așa cu un monstru cu mușchi." Chiar mi se pare mie că am văzut așa într-o secundă. Da, așa că lor cam asta au fost pozele, să mor. Eu sper că v-am schimbat un pic viața și că sunteți așa un pic mindfuck. Eu m-am luat aiurea și văd că și lumina pe cameră e diferită, că văd că deja o cam apus soarele și nu se mai vede. Acum se vede altfel contrastul, la început era mai diferit. V-am zis, să-mi ziceți în comentarii care vi se pare cea mai mindfuck poză care v-a dat așa peste cap, să mă urmăriți apărat pe Instagram, facem 200.000 acolo. Dacă vreți să mă vedeți jucând și că, cum vorbesc cu voi, să vă abonați la Sniculeț acolo, să porniți notificările că facem live. Cred că o să încerc să fac luni, miercuri și vineri, nu știu, sau ceva în genul, să fac seara și marți, miercuri, sâmbătă să fac un Minecraft, așa ziua, când sunteți toți. Peți apă multă, faceți sport și râdeți cât mai mult. Eu v-am pupat. Pa, pa!